dimineața. Super, super dimineața. Super dimineața. Bună dimineața, dragii mei, de aici din platou. Super dimineața. Uitați-vă la mine cu ce mi-am împodobit astăzi, căpușorul ăsta așa blond. Aveți curiozități și eu, dragii mei. Ce mai faceți, ce mai faceți voi pe acolo, pe la casele voastre? Cum vă petreceți dimineața? Sper că alături de noi la o cafea și că sunteți curioși. Am început de la prima oră să mă bâlbâi, dar stați că remediem această problemă imediat. Să vă beți cafeaua alături de noi, așa cum o faceți în fiecare dimineață. Astăzi, ia uitați-vă la mine ce podoabă mi-am tras peste acest păr blond. Nu doar bereta, stați să vedeți. Am și ochelari. Ci că e o măsură obligatorie. Și să nu vă speriați, nu plec la război. Promit că nu-i încărcată. Dar ia uitați-vă ce am eu aici. Nu? Acum să vă văd care pe care, dragii mei, ce ziceți? Nu-i doar o joacă și este doar un sport. Este o pușcă de airsoft. Și o pune la loc pentru că nu este chiar cel mai bun loc unde să ne jucăm. Dar, nu întâmplător, alături de mine, în platou, în această dimineață, stați să citesc. Nickname, Dactari, pentru că dacă ar fi să-i citesc numele complet, mai întrebă încă două facultăți. Bună dimineața, Alexandru! Bună dimineața, bine v-am găsit! Pe numele tău, Alexandru? Lex Folvi! Dragii mei, înțelegeți-mă și pe mine, este prea de dimineață. Despre ce vorbim? Mai trebuia să fac încă 5 minute de locopedie ca să pot să pronunț numele. Bună dimineața, Alex, și îți mulțumesc că ai venit alături de mine așa de dimineață, la 7:30 aici, în direct, să purtăm așa o discuție între prieteni, nu ne ascultă nimeni. Telespectatorii noștri își beau cafeaua doar, nu ascultă, Doamne ferește, așa-i, dragii mei, ce vorbim noi aici în studio? Vorbim în această dimineață despre un sport frumos, un sport despre care eu am avut multe întrebări încă de anul trecut. Și o să vedeți despre ce este vorba. Asociația Degebal Airsoft Club Deva DAC, Alex este reprezentantul acestei asociații în această dimineață. Ei sunt mai mulți membri acolo, unul care mai de care mai pasionat de acest sport. Ovidiu Iancău, bună dimineața, este colegul meu din regie care ne ajută în această dimineață. Îl trezim nițel, neața, rocăre. Dacă te rog frumos să dai drumul la filmuleț, să vedem cam ce am făcut eu și prietenele mele anul trecut când am luat contact prima dată cu acest sport. Suntem pe cetatea Devei, ia uitați-vă aici, copilași de diferite vârste alături de membrii clubului. Alex, aici te rog frumos să mă ajuți cu niște nume. Aici prietena mea Mirela, o salut, bună dimineața Mirela. Noi ne antrenam, să spunem așa, anul trecut pe cetatea Devei. Câteva nume despre colegii tăi, Alex. Cum se numesc colegii tăi care anul trecut au fost alături de noi la acest eveniment? Păi eu o să-i spun după nickname. După nickname, după nickname, da. Ca și al meu Dactari. Avem Țăranu, avem Ovi Matrix, avem și numele lor, Călin, Claudiu, chiar unii nu și-au găsit un nickname, dar... Nickname-ul este, de fapt, o poreclă. Exact, exact. Îmi șoptește colegul meu în cască. Moșul, da. Chiar acum este Moșul.
Oameni minunați, până și pe mine, blonda care a ajuns la eveniment în fustiță, dragii mei, țineam cu o mână de fustiță și cu o mână de pușcă, ca să spunem așa. Hai să povestim despre ce armament folosiți voi. Că până la urmă el este armament. Aceste jucării, că până la urmă vorbim de niște arme de jucărie. Da. Practic, aici. Da, foarte... elocventă filmarea. Dragii mei, stați să vă spun, n-am nimerit nimic. Adică, praf. Și Alice trebuie să mai insist, mai îmi trebuie antrenament. În 2-3 ture și... și să... rezolvăm problema. Da. Practic, ele sunt replici după armele reale. Copii fidele în ultimul detaliu ale celor reale. Noi nu le numim arme, le numim replici pentru a nu se face niciun fel de confuzie. Ele nu pot, vă spun de la început, nu pot fi convertite în arme, cum mai ziceau unii, că le poți schimba, nu știu ce, țeavă și le faci armă reală. Nu există așa ceva. Nu se poate. Sunt, normal că nu se poate, ele sunt într-adevăr dintr-un fel, de, au și părți de metal, sunt, dar sunt din plastic. Sunt din plastic. În momentul în care ai dezvolta o temperatură, ar exploda. Absolut. Până la urmă, aceste replici de jucărie, ca să vă aveți, sunt niște biluțe. Aceea este muniția pe care o folosim noi. Sunt bile din plastic biodegradabil. Practic asta este muniția pe care o folosim noi. Nu se sparg la impact, spre deosebire de paintball, unde bilele sunt mai mari și sunt dintr-un alt fel de material care practic la impact se sparg. Asta este una dintre diferențele dintre airsoft și paintball. Dragii mei, un sport pentru cei care vor să-și dezvolte diferite abilități și vor să-și verifice îndemânarea, privirea, luatul la țintă, că până la urmă toți ne plac filmele de aventură și toți adorăm nu neapărat războaiele. Adică să nu ne luăm, să nu credem sau să nu ne imaginăm că cei care fac acest sport neapărat iubesc acea parte de război. Toți avem cumva o parte întunecată noi și ne imaginăm că luăm pe cineva la țintă. Până la urmă, asta este realitatea. Cu aceste replici ne putem juca și putem să ne dezvoltăm diferite abilități. Chiar m-am uitat la copiii care erau la eveniment anul trecut. Măcar ei oricum se joacă cu astfel de jocuri pe calculator. Foarte frumos este că ajung să vină în aer curat și să-și manifeste aceste, să spunem, abilități. Că până la urmă să nu uităm că și țara trebuie apărată și nu se știe de unde se naște decât un prichindel din ăsta așa mic, câte un soldat adevărat pe care ne putem baza în viitor. Chiar și avem în club unul dintre colegi care vrea să meargă la școala militară și am avut și înainte și sunt și în alte cluburi din țară membri care au mers la diverse licee militare sau chiar cadre active ale armatei. Unii chiar sunt cadre active ale armatei. Practic este un sport, din 2010 este declarată disciplină sportivă airsoft, este un sport de relaxare. Este un sport, la fel cum a spus, de echipă. Chiar cei care participă la activitățile de airsoft vin să se relaxeze, pentru că duminica, după o săptămână întreagă de muncă, este extraordinar să poți să te relaxezi în natură câteva ore. Chiar dacă este cald, chiar dacă te mănâncă țânțarii, cum am pățit acum vine sâmbătă la un eveniment la Arad, efectiv ne-au tocat țânțarii, dar face parte din farmecul jocului. Este o diferență totală, Counter-Strike-ul de pe calculator
față de ceea ce întâlnești efectiv pe teren. Noi asta și vrem, să le arătăm că să le arătăm practic partea, între ghilimele, partea reală a jocului, să vină să facă mișcare, pentru că din păcate tineretul din ziua de azi face prea puțină mișcare și asta vrem, să le arătăm că la Airsoft pot să pună în practică ceva din Counter-Strike, din Call of Duty, din mai știu ce jocuri de pe calculator. Una este să stai în fața laptopului sau calculatorului și să apeși pe niște taste și alta este să stai, să zic, într-o tufă sau după un colț al unei clădiri și să aștepți inamicul să vină spre tine să faci o luptă, să zicem, reală cu acel inamic. Anul trecut, după ce am cunoscut pe băieți, am căutat, pentru că a trebuit să scriu o știre despre acel eveniment și am fost curioasă să văd la ce ar folosi acest sport, de exemplu Airsoft. Bine, eu sunt blondă cu mai multe întrebări. La un moment dat am găsit o descriere din punct de vedere psihologic că Airsoft-ul te ajută să-ți învingi foarte multe frici. Adică frica de întuneric, de exemplu, era acolo explicată în momentul în care participi cu adevărat la Airsoft, nu la demonstrațiile la care eu am participat, unde țintele sunt niște cartoane, dragii mei, aceste demonstrații pe care băieții de la asociație le fac în cadrul evenimentelor de pe cetate sau în altă parte din oraș. O să vorbim imediat despre un eveniment care urmează să se întâmple undeva, pentru că ne dorim ca viața să intre cât de cât în normal și uite, băieții tocmai asta fac, o demonstrație de curaj, să ies între oameni și să ne arate că viața intră în normal și luăm la ochi pe nenea COVID, COVID-ul. Până acolo o să povestim și despre eveniment. Aici am văzut că țintele erau de carton, dar Lara, în momentul în care te scrii la club sau mergi la ei și participi la altfel de evenimente decât cele demonstrative la care eu am participat și pe care ele fac între cetățeni, acolo au un echipament special unde nu poți fi lovit, se iau toate măsurile de precauție și știu asta pentru că ei fac evenimente foarte des și noi la știri nu am avut răniți de la Airsoft, deci e clar că băieții știu și știu ceea ce fac și știu să se pregătească și să poarte de grijă celor care sunt noi practicanți de Airsoft. Acolo poți să-ți înfrângi o grămadă de temeri. Ce reacție ai în momentul în care întâlnești un inamic de care nu știai că urmează să vină? Îți dezvolți tot felul de abilități de care probabil nici măcar nu eram conștienți. Și uităm de tot felul de frici, să spunem așa, ce se poate întâmpla când pune mâna pe o armă, până la urmă că ea seamănă, dar este o replică destul de grea, să știți. Nu e chiar ușoară. Practic, sunt foarte multe dintre replici care au aceeași greutate cu cea reală. La noi veniți și absolut și pe demonstrațiile și evenimentele pe care le facem, punem foarte mare accent pe siguranță. Noi veniți sunt instruiți în privința siguranței și nu intră pe terenul de joc până nu au acest instructaj făcut. Ca la orice sport, noi facem și antrenamente cu noi veniți și chiar și cu cei mai vechi, pentru că practica este obligatorie ca să-ți dezvolți aceste abilități. Tragem la țintă, deplasări tactice, comunicare între noi, pentru că avem chiar echipament, adică replici după echipamente reale. Uniforme, stații, radio, rucsaci, nu știu, bocanci, orice. Să semănăm cu cele reale, pentru că asta este natura acestui sport, adică n-avem adică cum trebuie altfel. Să fii maestru militar ca să pui în aplicare, cum se spune,
o misiune într-un teatru de operații, nu? În cel mai mic detaliu. Am și eu prieteni care lucrează în cadrul armatei, să le spunem așa, militari de carieră, și auzeam tot felul de termene care mie mi-au plăcut și am fost foarte curioasă, da? Deci ce înseamnă să pui o misiune în detaliu, în așa, misiune în teatru de operații, da, până la urmă? Practic, la evenimentele care se desfășoară în țară, chiar acest lucru se și întâmplă. Se ia, nu știu, un exemplu, Afganistan sau Irak, sau un conflict imaginar în care se pun în scenă diverse scenarii, diverse misiuni care seamănă cu cele din realitate. Pentru că, până la urmă, ăsta este specificul sportului nostru. Corect. Bine, există și altceva în Airsoft, concursuri, dar în principiu cam ăsta este scopul. MIL-SIM, simulare militară. Luăm niște exemple din diverse conflicte și le punem în practică. O patrulă care merge să recupereze ceva, sau o misiune de apărare a unui obiectiv, sau o misiune de transport al unui VIP. Scenariile sunt nelimitate, practic. Da, dragii mei, un sport foarte interesant. Un sport de echipă. Dragile mele, mie deja mi se naște o idee. Ce-ar fi să facem noi echipă, fetele, eu mi-am adunat prietenele, ați văzut, și să începem noi să creăm niște misiuni din astea de apărare, ne surprindem bărbații, mai știi, facem tot felul de, ne vin tot felul de idei, ce redută de shopping să mai cucerim, cum ajungem la cumpărături fără să fim oprite din drum. Glumesc, dragii mei, un sport foarte frumos, un sport pe care până la urmă, la fel ca și orice sport sângeros, că dacă îi să luăm așa, mai avem și box, mai avem și lupte, mai avem, dezvoltă tot felul de abilități pe care trebuie să fim conștienți că până la urmă le avem. Hai să vorbim un pic despre asociația voastră. Hai să-i spunem încă o dată numele asociației, așa întreg, frumos, că este lung, mie între 5 minute să-l rețin. Deci, asociația Decebal Airsoft Club DEVA. Prescurtat, DAC. DAC DEVA. Așa cum scrie și la mine pe, exact, pe beretă, da, asta este o beretă, da? Da, beretă. Da, vă dați seama, foarte frumoasă, nu pot să așa, dar nu m-am putut abține să nu mă înzestrez în această dimineață cu această beretă. Hai să o luăm așa, asociația când a luat naștere și cum ați ajuns voi până la urmă să faceți o asociație de airsoft în DEVA? Da. Practic, eu am început în 2010 să practic acest sport, dar am colegi, sau unii chiar foști colegi, pentru că între timp unii s-au mai lăsat, jucau, cred că, de prin 2007. Eu în 2010 am luat contact cu acest sport și până în 2013 am funcționat așa, cumva ad hoc, sau, mă rog, într-o echipă, se numea ACD. În 2013 ne-am hotărât să facem cumva legal, sau, mă rog, cu acte, să facem o asociație sportivă și am înființat DAC DEVA, prescurtat. Avem toate actele care, mă rog, sunt necesare unui club sau care unei asociații sportive. Care vă dau o legalitate până la urmă, exact, o entitate juridică, să puteți pregăti pe alții. Presupun că și voi ați făcut o sumedenie de cursuri înainte și de pregătiri pentru a putea ajunge antrenori sau cum să vă numim noi pe practic voi. Încă instructori. Nu există, din păcate încă nu avem o federație, este în lucru. Suntem câteva cluburi din țară care punem bazele acestei federații. Practic încă nu există, să zic, o școală de airsoft. Sportul este, bineînțeles, și mai nou, abia din 2010, fiind declarată disciplină sportivă. Încă nu pot să zic că există o școală sau instructori
care să predea acest lucru. Dar, așa cum am spus, între noi sunt și cadre militare, la diverse cluburi chiar militari activi, care, na, unii dintre noi au mai satisfăcut stagiul militar și și-au mai adus aminte de unele tactici pe care le făceam acolo și până la urmă îți intră și în instinct să te ascunzi, să faci un târâș sau, mă rog, alte lucruri pe care le facem noi în cadrul evenimentelor. Ne-am antrenat singur, să zicem așa, pentru că, așa cum este, cum a spus, și la box, și la karate, și la fotbal, trebuie antrenament. Să fii cel mai bun până la urmă, pentru că și adversarul tău se antrenează și da. Trebuie să fii pe aceeași. Exact. Nu doar în sport. Am un prieten care este instrumentist și mi-a explicat că ei repetă în fiecare zi. O zi de repetiții pierdută duce la mari probleme de reintegrare, să spunem așa. Ce ați făcut pe pandemia asta? Ce ați făcut? Eu mi imaginez două luni de stare de urgență, dragii mei, cum își curățau armele și așteptau ziua în care să poată ieși din casă și să se târască, să ia din nou contact cu țărâna, pentru că, dragii mei, astăzi este bine îmbrăcat și a venit în haine de sărbătoare, dar la evenimente să-i vedeți cum arată. Practic, sezonul de airsoft este din aprilie până la sfârșitul lui octombrie, dar majoritatea dintre noi jucăm și în iarna, inclusiv pe zăpadă este o splendoare să joci cu camuflaj alb, adică cearceaful de acasă, luat, dat o gaură și luat, folosit ca și camuflaj. A fost foarte greu pentru noi, pentru toate cluburile din țară. Anual se desfășoară în jur de 5-6 evenimente naționale consacrate în țară, în diverse locații din țară. Așa amintim câteva dintre ele. Unde vă întâlniți voi, până la urmă, jucătorii de airsoft? Câteva locații mai importante, care, de exemplu, ție îți plac în mod deosebit? Păi, anual se desfășoară, de exemplu, la Botoșani, așa, la Codri de Aramă, la Sibiu, în două locații, la Mârșa și undeva lângă Păltiniș, la Luduș, așa, în București, undeva în Vrancea, la Galaciuc, la Constanța, deci chiar la Drobeta, sunt la Arad, chiar sunt câteva terenuri amenajate pentru a ne putea desfășura aceste activități. Inclusiv noi la Deva am organizat anual concursuri și evenimente sportive. Din păcate, anul acesta toate evenimentele au fost... noi practic le programăm undeva în decembrie pentru anul care urmează. Toate evenimentele au fost anulate, din păcate, din acest motiv. Da, din acest neprieten COVID ne dă bătăi de cap. Unde desfășurați voi, să spunem așa, antrenamentele voastre în Deva? Da, păi... Sau, mă rog, în jurul Devei, din, sau pe unde? Da, din 2008, știu de la colegii care erau dinainte, undeva în zona pădurii Căprioara. Pe lângă asta, de anul trecut, din toamnă, avem închiriat o hală la Mintia, amenajată pentru speedball. Speed sau speed soft, ambele denumiri sunt ok. Corecte. Practic, la speed soft, ce se întâmplă? Este o hală undeva la 700-800 de metri pătrați, amenajată cu panouri OSB, inclusiv am făcut o încăpere închisă, unde este întuneric, ai nevoie de lanternă, cu două intrări, unde lupta este foarte, foarte intensă și de aproape, adică îți consumă o grămadă de calorii. Reprizele le făceam undeva la 7 minute, dar credeți-mă, în 7 minute, că jucam și iarna, este deschisă non-stop, se poate juca
și noaptea la ora 2, dacă vrei. Și iarna erai 7 minute, erai transpirat de, pentru că este foarte intens. Alergi mult, te ascunzi, te lași jos, te ridici, fugi la alt panou, intri în clădire, acolo lanternă, pentru că e întuneric, să practic să apeși pe un buton care să-ți dea... Victoria. Exact, exact. Voi vă dați seama dacă mie, eu am nevoie de la 5 și un sfert până la 7 jumate să cuplez mintea la guriță. Ce înseamnă speed soft? Vai, viața mea! Cum să conectezi un neuron așa de repede să și tragi, să și țintești, să te și ferești? Nu știu, cred că ai nevoie de abilități speciale, dragii mei, ce ar fi să mergem să încercăm. Mie mi-ar place și uite, o să țin legătura cu băieții, că uite, tot o țin de anul trecut. Păcat de pandemia asta, mai am un pic de dat jos câteva kilograme, s-ar putea să fie un sport. Tot vroia Nicol să mă ducă la sport, uite, o să vorbesc cu Nicol și poate mergem în vizită la băieți să vedem ce înseamnă cu adevărat acest sport, nu doar prezentare așa frumos îmbrăcată și cu bereta pe cap care dă bine la imagine. Păi pot să vă spun că... Cum vă găsesc oamenii dacă avem, vor să... Avem o pagină de Facebook foarte activă, răspundem instant, Duck Deva, este chiar cu sigla noastră, o să o găsiți 100%. Practic la acea hală pe care o avem închiriată, Duck Arena îi spunem noi, noi oferim gratis echipamentele, echipamente însemnând replica cu încărcător, baterie, ochelari sau mască de protecție. Singurul lucru pe care trebuie să și-l achiziționeze sunt bilele, muniția. În rest, noi oferim, pentru a atrage cât mai mulți practicanți, oferim gratis aceste echipamente. Sperăm să vină deci, cât mai mulți. Dacă vă hotărâți să vă puneți îndemânarea la încercare și să vedeți dacă neuronul vă ajută, îi găsiți pe băieți foarte ușor. Scrieți Duck Deva. Deva pe Facebook și pe pagina lor găsiți dovezi despre tot ce noi am vorbit astăzi aici. Băieții acolo postează din greu și foarte intens despre ce activități desfășoară ei. Acum, pandemie, viața intră normal cu regulile pe care trebuie să le respectăm pe perioada acestei stări de alertă, care încă nu știm dacă se prelungește sau nu se prelungește 15, 20, 30 de zile, vom trăi și vom vedea ce mai hotărâți că băieții în costume englezești, că încă nu s-au hotărât să ne spună și nouă ce mai facem de mâine, dar despre asta discutăm în partea a doua cu Nicol. Până atunci, băieții de la Duck Deva, am eu rămas cu Duck Fest în cap. Duck, dar e Duck. Am fost și la Duck Fest, da, să-i vedem pentru pe... Pentru că la ei, pe insignă, pe emblemă, este un duck, dragii mei, sunt foarte ușor de recunoscut. Băieții și-au luat ei așa sufletul în palme și au zis, bă, fraților, unul și cu unul fac doi. Hai să ieșim între oameni, că nu putem să stăm tot ascunși și să ne jucăm tot între noi. Haideți să ieșim printre oameni. Și la sfârșitul acestei săptămâni, mai exact... Da. Sâmbătă, așa, între orele 12 și 14, având în vedere că s-a deschis ștrandul municipal din Deva, vrem să facem o prezentare a clubului, a Duck Deva, a replicilor de Airsoft și chiar și o promovare a noastră, adică dacă vor deveni între 18 și X ani și infinit, să vină să participe alături de noi la toate activitățile noastre sau de ce nu, chiar și prieteni, rude, vecini de bloc, firme care doresc să facă o partidă, un meci la acea hală pe care noi o avem, să ne contacteze, le organizăm tot, ei trebuie doar să vină să se distreze. Asta este deci, obiectivul. Dragile mele, tot e vară, tot e cald și am stat noi destul prin casă. Oare cum ar arăta o poză
de Insta și Facebook în costum de baie cu Dita mai pușca în mână. Hai să vă văd, fetelor, aștept cu nerăbdare ziua de luni să văd eu așa colecția de poze cum curg pe rețelele de socializare. Băieții de la Dagdevam, deci îi găsim sâmbătă între 12, ora 12 și ora 14 în incinta ștrandului municipal din Deva. Da. Bineînțeles că acolo va trebui și vă spunem de pe acum că va trebui să urmați unele instrucțiuni pentru, odată pentru a intra în ștrand, pentru că condițiile de la intrare le-am mai spus și le mai spunem. Trebuie să semnăm o declarație pe propria răspundere și să fim de acord să ni se ia acea temperatură externă, fetele la intrare pe mânuță, nu neapărat pe căpuț, să nu mai discutăm, că ne fură, Doamne ferește, vreun nou neuron și pe ăla pe care îl mai avem, că deja am început să fabulăm, să ne cipăm, de parcă cineva ne-ar considera atât de importanți în lumea asta, încât să cheltuie miliarde de euro pentru a ne cipa, fraților, fiți serioși, că n-are nimeni treabă cu noi. Băieții de la Dagdeva vin în incinta ștrandului și ne arată cum... stați că mai facem așa încă o dată. Ochelarii obligatorii. Obligatorii, da? Bineînțeles că în momentul în care ne apropiem de instructor, chiar dacă suntem în aer liber, măscuța. Am uitat-o îngetuță la intrare, dar să nu uităm că ne punem măscuța. Doar așa putem să ne apropiem de instructori. Instructorii probabil și ei vor purta măscuțele. Îi strigați după nickname-uri că răspund ei. Acum vedeți voi și dacă nu îl trageți de mânecuță, hei nenea cu măscuța. Și putem să luăm în mână, ce ziceți, o poză pentru eternitate, cum îmi stă? Iancă, te rog, fă un print screen să-mi rămână pentru eternitate și mie. Ce știi când mai pun mâna pe așa ceva? Mai curând decât cred, pentru că sper să ajung să-i văd sâmbătă pe băieți. O să avem acolo replici după MP5, după M4, M16, puști cu lunetă, chiar și o mitralieră. De toate, să le vadă toată lumea, să le pipăiți, să vedeți, poate vă îndrăgostiți de vreo replică, să spunem așa, de replică, nu de replică, că băieții arată într-un fel, dragii mei, de-abia apucam să desfășoare un eveniment, să ajung să mă întâlnesc cu ei, pentru că se vede că fac sport, se vede că băieții sunt ancorați în acest airsoft. Acolo nu veți plăti aceste biluțe, sunt din partea celor de la asociație, bineînțeles într-un număr limitat pentru fiecare care vrea să probeze una dintre replici, să nu mai zicem puști, că Tămir ce se mai descopere și o să ajungă ăștia să spună Ioana a plecat la război. Fraților, stați liniștiți că sunt mai pacifistă decât credeți, singurul război pe care îl duc este cu mintea mea în fiecare zi. În rest, suntem plini de iubire și acești băieți, chiar dacă practică un sport așa mai deosebit, nu fac altceva decât să reușească să ne ajute pe noi ceilalți, să ne descoperim tot felul de abilități și să ne relaxăm până la urmă, pentru că este un joc, dragii mei. Absolut. Un joc. Un sport, la fel ca și oricare alt sport. Așa. Poate învățăm să cădem, pentru că de multe ori cădem fără să vrem și ne lovim. Uite, prin airsoft putem să învățăm să cădem, să nu ne mai rupem așa de ușor picioruțele, mânuțele, degetuțele. Învățăm să ne învingem tot felul de frici și tot felul de temeri. Învățăm să jucăm într-o echipă, învățăm să ne dezvoltăm abilitățile personale, pentru că între noi există team leader care conduc o echipă. Învățăm să comunicăm printr-o stație, pentru că și acest lucru îl facem. Chiar îți învingi multe din temeri, așa cum ai spus.
Apropo, noi avem și jocuri de noapte, unde stai singur poate câte o oră. Mă rog, singur, pentru că știi că de obicei lângă tine, la 5-6 metri, mai este un coleg, faci un perimetru de apărare, să zic așa, sau te deplasezi cu un alt coleg sau cu alți colegi într-o misiune de noapte. Apropo, jocurile de noapte cu bile trasoare care se văd sunt superbe. Fără cuvinte. Sunt superbe. Da, da. Acolo pe Facebook, pe pagina lor de Facebook, puteți vedea despre imagini și filmulețe despre tot ceea ce noi povestim. Cel mai important, toate, îmi place airsoft-ul, vă spun sincer, de anul trecut de când am luat contact cu ei, mi-am tot dorit să ajung mai des pe la asociație și probabil că la un moment dat, nu se știe niciodată, o să mă chiar apuc de un astfel de sport. Până acum este singurul sport, sincer, care îmi trezește așa cât de cât o plăcere mai deosebită. Dar un lucru este sigur. Acest sport ne învață să ne bazăm pe cei cu care facem parte din echipă. Mie mi se pare un lucru deosebit să învățăm să avem încredere în cei pe care îi alegem să fie în echipa noastră. Practic contează și abilitățile tale individuale, dar contează și echipa. Una fără alta este destul de greu. Faci parte dintr-o echipă de 6-7 oameni, tot ceea ce faci tu afectează echipa. La fel și ceea ce face echipa te afectează pe tine. Să învățăm să fim asumați, ceea ce eu îmi doresc și o spun în fiecare zi și sper să cuceresc un om pe zi, să reușească să se dezvolte personal și să-și asume propriile alegeri. Dragii mei, din păcate timpul așa se scurge când e vorba de ceva care ne place foarte mult. Mie mi se par că emisiunile sunt din ce mai în ce mai scurte. Va trebui să-mi iau la revedere de la invitatul meu, să-l rog să mai vină la noi în studio și să sper că o să ajung pe teren mai des la evenimentele lor. Cu mare plăcere o să revin, să poate, nu știu, să dezvoltăm și alte subiecte, pentru că sunt destule părțile, de exemplu, de concurs din Airsoft, concurs între echipe sau concursuri individuale. Deci sunt chiar cu multe promisiunea de... că după primul eveniment, concurs care se desfășoară, vii cu imagini și absolut le aducem în fața telespectatorilor. Da. Eu vă spun că-i fac să promită, dacă să și țin de cuvânt. Ne ține. Dragii mei, pe băieții de la DAC Deva îi găsim sâmbătă în incinta strandului municipal din Deva, între orele 12 și 14. Fetelor, vă aștept luni cu o colecție de poze adevărate. Costume de baie, măscuțe și, bineînțeles, o replică așa elegantă. Dragile mele, nu oricând avem parte de asemenea evenimente. Haideți să-i vedem pe băieții de la DAC Deva, pentru că merită. Mi-au la revedere, îți mulțumesc că ai venit alături de mine. Vă mulțumesc și eu și o să revin. Cu brațele deschise te așteptăm. De-abia apuc să văd o activitate din aia de noapte cu bile. Este spectacol. Spectacol. Până atunci, o scurtă pauză de publicitate și revenim, bineînțeles, cu horoscop. Și cu nimeni alta decât Nicole Ebner. Super, super dimineața! Super, super dimineața!